Bombă pe scena politică. Europarlamentarul Monica Macovei a demisionat din partidul pe care tocmai ea l-a înființat. Mai mult, politiciana și-a abandonat colegii fără să le comunice motivele plecării. Mărturisesc sincer că nici mie nu mi-a spus de ce plecă, dar era de anticipat decizia dânsei. Monica Macovei nu s-a mai implicat de ceva vreme bună, de aproape doi ani în partid. Nu știu dacă Bruxelles i-a ocupat tot timpul sau au fost alte motive? Mai multe voci din opoziție spun însă că politiciana a renunțat la M10 pentru că vrea să se înscrie în USR. La rândul lor, surse din M10 afirmă că au auzit despre discuțiile pe care Monica Macovei le poartă cu useriștii. S-a negociat încă din vară, am mai tot auzit tatonări, n-a fost nimic concret, deși la un moment dat partidul USR pentru dânsa era un partid non-grata pentru că o mare parte din membrii noștri au migrat spre USR. La acel moment usr a fost blamat tare că a rupt din M10. Se pare că n-a fost chiar așa de rău el, usr dacă ne luăm după ultimele zvonuri. Chiar dacă i-a lăsat cu ochi în soare, foștii colegi de partid ai Monicăi Macovei au transmis un comunicat în care își exprimă recunoștința față de cea care a pus bazele grupului politic. Partidul M10 îi mulțumește doamnei Macovei pentru activitatea sa în cadrul partidului, pentru inițiativa întemeierii acestui vehicul politic dedicat generației tinere, vehicul care a demonstrat că se poate face și altfel de politică. Chiar dacă viziunea strategică și orientarea doctrinară a doamnei Monica Macovei nu a coincis întotdeauna cu cea a partidului, domnia sa rămâne un simbol al luptei anticorupție și al politicii responsabile dovedite atât ca ministru al justiției, cât și ca europarlamentar. Partidul M10 are 6 13 filiale în toată țara, 94 de consilieri locali, 2 primari și 5 viceprimari. Adela Mârza, fost lider al M10 Cluj, a preluat interimar conducerea formațiunii politice în urmă cu o lună.